Face voluntari CFR Cluj, meciul în care campioana vine cu 8 schimbări față de meciul de la Sofia, la doar câteva zile după debutul cu succes din grupele Europa League. Echipa lui Dan Petrescu vrea să ia toate cele 3 puncte aici lângă București și să se apropie de Craiova. Meciul de la Sofia, vedem primul 11 al gazdelor cu Râmnicianu în poartă, Coci, Șarmaș, Balaur, Costin, Borțoneanu, Pablo de Lucas, Ion Gheorghe, Eric, Adi Popa și Betancor, al doilea meci consecutiv acasă pentru echipa lui Mihai Teja. Doar două schimbări făcute de Mihai Teja în formula de start față de etapa trecută, când Viitorul a jucat de asemenea, când Voluntarul, mă scuzați, a jucat de asemenea pe propriul teren cu Viitorul, înfrângere 0-2. CFR Cluj cu Bălgrădean în poartă, Manea, Ciobotariu, Burcă și Sestor în apărare, Itu, lui Aurelio și Deac la mijloc, Kipciu, Michael Pereira și Voituș în atac, așa cum spuneai și tu. Sezon încet, încet se apropie de 100 de meciuri în Liga 1. Astăzi este partida cu numărul 92 în campionatul României pentru acest arbitru care vine din Sfântul Gheorghe. L-am văzut în tribune ceva mai devreme și pe selecționerul Mirel Rădoi. Îl vedem pe Râmnicianu titular și pentru această partidă o primă intervenție dificilă a lui Râmnicianu. A fost un șut extrem de periculos. Râmnicianu este însă un portar cu mare experiență și a reușit să rezolve. În dreapta pleacă Manea, Kipciu, centrarea lui Kipciu pe marginea careului de 6 metri, Pereira recepționează la marginea suprafeței de pedeapsă și Armaș este cel care o salvează pe Voluntari. Nu știu dacă mingea n-ar fi fost parată și de Râmnicianu. Mai departe pentru Eric, să vedem cum dezvoltă brazilianul cu Ion Gheorghe, Burcă în pericol aici, Burcă, Ion Gheorghe, minge respinsă cu mare dificultate de către Bălgrădean. Sigur a fost acea înfrângere la penaltiuri în fața celor de la Dinamo Zagreb în turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Noi revedem parada lui Bălgrădean. Lui Aurelio și acum Sestor în fața porții, este doar Voituș care trece puțin pe lângă această minge. Ocazie mare pentru campioni în acest minut 43. Să reușească primului gol în tricoul CFR-ului. Centrare de calitate a lui Sestor. Puțin a lipsit ca Voituș, slovacul Voituș, să se întâlnească cu această centrare a lui Sestor. Voituș scoate pentru Sestor. Centrarea lui Sestor respinge din nou Armaș. Lui Aurelio, minge dificilă pentru Râmnicianu. Portarul Voluntarului nu a avut cea mai bună vizibilitate. Bate Kipciu, bară, Pereira rea spre poartă și mingea trece puțin pe lângă bară. Ce execuție a lui Alex Kipciu în acest... Într-adevăr, execuție superbă. Râmnicianu era învins, dar Voluntarul este ocrotită de șansă la această fază. Cea mai mare ocazie de gol din această partidă aparține celor de la CFR Cluj. Mingea se duce în transversal a porții lui Râmnicianu. Rămâne 0-0, dar campioana. Acțiunile celor de la CFR Cluj nu sunt chiar atât de periculoase. Deac trage în blocajul lui Balaur. Mingea sare la Susici și acum Michael Pereira a simulat șutul, a alunecat, dar a rămas în controlul balonului. Pereira continuă, centrare și mingea se plimbă prin fața porții. Gol! Marchează Itu în minutul 72. CFR-ul reușește să deblocheze tabela aici la Voluntari. Și constatăm lacune mari și goluri ale adversarilor. Aici Râmnicianu încearcă și el să se implice în duelul dintre Arma și Voituș de la prima bară. Își părăsește zona centrală a porții și Itu e mai rapid acolo decât Costin. Adi Popa pasă pe culoare, fault în atac. Fault în atac făcut de Alex Stoica. În Liga a doua la Farul. Iese Deac. Să vedem cui îi va preda. Minge scoasă pentru Păun.
Acolo este și Djokovic la învăluire, Păun indecis, până la urmă șutul lui Păun îl evidențiază pe portarul râmnicianu. Dar voluntar încă o dată execuția lui Păun, n-a fost neapărat un șut foarte greu de parat. Balaur trimis spre careul advers, acolo este și arma. Care va fi joi în etapa a doua din grupele Europa League împotriva celor de la Young Boys Berna. Voluntarul, în schimb, are din ce în ce mai multe probleme. Voluntarul nu reușește să mai câștige. Vă spuneam, este a patra înfrângere în ultimele 5 etape. CFR-ul se impune la Voluntari cu 1-0, gol marcat de Itu. Este a cincea victorie în 8 etape pentru CFR.